Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. În materialul de azi o să discutăm despre altoirea la nuc. Chiar dacă este foarte devreme când fac acest material, este 1 aprilie, momentul la care eu îl filmez, dumneavoastră trebuie să cunoașteți aceste detalii încă din timp, pentru că, după cum veți vedea în minutele următoare, altoirea nucului este una puțin mai pretențioasă și în care trebuie să cunoașteți foarte multe detalii pentru ca rata de succes să fie una cât mai mare. M-am gândit să structurez materialul pe mai multe părți și o să încep cu prezentarea recoltării altoiului. O să vă exemplific imediat, după aceea o să facem altoirea focalizată, pentru că sunt doar anumite tehnici care merg să le punem în aplicare în altoirea nucului și după care vom face o altoire propriu-zisă pe un puiet. Da? Pentru ca dumneavoastră să știți despre ce este vorba și începem cu recoltarea altoiului, de unde anume trebuie să recoltăm altoiul, pentru că acest lucru trebuie făcut din timp. Dumneavoastră veți recolta altoiul chiar acum, atâta timp cât temperaturile pe noapte sunt încă predominant 6, 7, 8 grade, uneori chiar și negative, pentru că nucul este o specie care iubește, dacă aș putea spune așa, influențele mediteraneene. Fapt care îl face foarte sensibil la înghețuri, ceea ce poate influența negativ altoirea, dar totodată nucul nu se obișnuiește, nu trăiește foarte bine în zonele mai reci. Tocmai de aceea o să vedeți că perioadele de altoire ale nucului sunt atunci când, pe timp de noapte, dacă aș putea spune așa, temperaturile sunt constante peste 10 grade. Undeva începând cu sfârșitul lunii mai și poate duce până undeva în sfârșitul lunii august. Dumneavoastră începeți de azi să recoltați altoii, îi puneți la frigider, înveliți în folie, ceruiți, dar important este ca ei să stea la frigider până în momentul altoirii. Nu știți cum se recoltează altoii, vedeți că am un material pe canalul meu în care vă explic toate detaliile și de acolo puteți pune în aplicare și la altoiul de loc. Și acum să revenim. Am secționat o ramură din pom pentru a vă da detalii și dacă vă uitați spre partea ei terminală, o să observați niște inele, niște locuri de îmbinare. Da? Aici avem o ramură anul 3, aici avem o ramură, vedeți inelul aici, anul 2, continuă și la, în acest loc de inserție ajungem la ramura de anul 1. Ei bine, dumneavoastră, aceste ramuri le folosiți ca altoi. Sunt ultimele ramuri care pleacă din ramurile principale. Important este ca aceste ramuri să fie viguroase, să fie puternice, după cum veți vedea, pentru a putea reuși procesul de altoire. Și mai ales să aibă niște muguri, după cum veți vedea, pe focalizare. Dumneavoastră începeți în această perioadă cu recoltarea propriu-zisă a altoiului. Adică la ultimul inel de inserție, adică ultima parte, o creștere anuală a nucului, de acolo faceți secțiunea și acesta este altoiul dumneavoastră. Metoda de altoire pe care o vom folosi azi va fi una, se numește în chip. O să iau un mugure după ramura aceasta de altoi și o să-l atașez unui portaltoi. Este exclusă metoda de altoire în despicătură la nuc. Nu o folosiți pentru că nu dă randament. Nucul cel mai bine merge altoit în chip, sau, dacă nu, în scoarț, în cap de altoire. Așa că luăm camera, focalizăm tot procesul, după care vom face altoirea propriu-zisă. Înainte de a face acest lucru, vă sfătuiesc ca nici partea de îmbinare, de la unde a avut acel inel de plecare a ramurii anuale, nici partea de vârf nu o veți folosi în procesul de recoltare al altoirii. Dumneavoastră veți lua partea de mijloc, da? Și de aici veți recolta mugurii propriu-zis. Luăm camera, focalizăm toată procedura cu explicațiile de rigoare, după care vom face și o altoire în câmp. Iar acum vom trece la recoltarea propriu-zisă a mugurelui pe care îl vom altoi. După cum vedeți, pe această ramură avem niște muguri, dar mai avem niște muguri secundari. Va trebui ca și dumneavoastră să vă uitați să aveți acești muguri secundari în zona în care veți recolta mugurile pe care le atașăm la portaltoi. Foarte important, înainte de a face recoltarea propriu-zisă a mugurilor, vă sfătuiesc să aveți lângă dumneavoastră o cană cu apă și imediat o să vă explic despre ce este vorba. Dar acum haideți să vorbim despre tehnica de recoltare în sine. Cu ajutorul unei lame, unui briceac de altoire, unui cutter sau orice vreți dumneavoastră, urmăriți lungimea mugurelui, da? Și țineți lama în această poziție și faceți o secțiune în această zonă.
O să încerc să detaliez pentru a vedea exact. Filmez cu telefonul. Ia să vedem, se focalizează, da. Deci punem puțin înclinat, pentru ca noi să facem o secțiune în felul acesta, după cum veți vedea. Undeva la un centimetru, un centimetru și jumătate în baza mugurelui, da? Și aici dumneavoastră faceți o secțiune. Exact cum am făcut și eu aici, da? Mergeți iară mai sus de acest mugure, la un centimetru, și veți secționa cu cuțitul în această, sub această formă, exact cum vă spun eu. Vedeți cum este secțiunea? În plan inclinat. Și imediat o să vă dau detaliile despre acest aspect. Cu ajutorul unui cuțit, în momentul în care faceți această secțiune, trageți și spre dumneavoastră. Mare atenție să nu vă răniți. Și veți începe recoltarea propriu-zisă a mugurelui. Important este să luați atât din coajă, care se conțină și stratul cambial, cât și o porțiune de lemn. Da? Uitați cum fac eu aici, da? Se observă, da? Și veți ajunge exact în capul acelei secțiuni. S-a văzut, da? Și acesta este mugurele dumneavoastră. Imediat după ce ați făcut acest lucru, mergeți și îl puneți într-o cană cu apă, da? Pentru a împiedica oxidarea. Eu nu o să fac acest lucru acum, pentru că fac un videoclip demonstrativ. Și după cum vedeți, în interiorul acestui mugure avem partea lemnoasă, da? Și avem niște nervuri. Deci acesta este mugurele. Aici partea de sus este netedă, iar partea de jos, dacă vedeți dumneavoastră, este puțin oblică, puțin înclinat. Haideți să mai tai puțin să vedeți cam cum ar trebui să fie. Uitați, deci observați cum țin cuțitul. Deci ea trebuie să fie puțin oblică pentru a face contactul foarte bine. O să vă arăt imediat detaliat. Deci luăm acest mugur imediat cum l-am secționat și l-am pus într-o cană cu apă, da? Ați secționat, l-ați băgat în apă. Acest lucru împiedică oxidarea. Îl țineți în această cană până în momentul altoirii propriu-zise, da? După aceea, mergeți în câmp și să spunem că aceasta este porțiunea de tulpină, da? Mare atenție, nu cu primește foarte bine altoiul dacă are o vârstă de maxim 4 ani. Deci cam după 5-6 ani încolo nu prea mai funcționează altoirea pe tulpină. Facem acest material demonstrativ, după care mergem în câmp și vă arăt și acolo despre ce este vorba. Dacă aceasta este tulpina, dumneavoastră ce trebuie să faceți este să faceți o secțiune asemănătoare cu acel altoi, acel mugure pe care l-ați luat dumneavoastră mai devreme. Și pentru a vă fi mult mai ușor, dacă nu stăpâniți foarte bine tehnica, puteți proceda în felul următor. Luați mugurile pe care l-ați secționat dumneavoastră, îl puneți pe tulpină și îl măsurați, da? Dar întotdeauna măsura să fie puțin mai mică, da? Decât mugurile respectiv. Eu l-am măsurat. Și acum tot ce rămâne de făcut este să fac aceeași secțiune cum am făcut-o și în primă fază la mugurile acela. La fel, înclin lama și fac o secțiune, da, care să penetreze atât coaja, stratul cambial, cât și o parte din lemn, da, tot în pană, după cum veți vedea, cu cât mai înclinată, cu atât mai bine. Dar v-am spus, mi-este greu să filmez cu telefonul, să vă arăt exact. Și după aceea reveniți și faceți aceeași secțiune, la fel ca în cazul primei. Da? Uitați. Deci cam așa trebuie să arate pe tulpin. După care, tot ce vă rămâne de făcut este să luați mugurele pe care l-am recoltat și să-l îmbinăm în această zonă. Da? Uitați cum se prinde.
Faptul că el este tăiat puțin în pană aici și puțin în pană, după cum observați aici, face o îmbinare foarte bună a stratului cambial, verde la verde. Atât în partea de jos, cât și în partea dintre tulpină și mugurele respective. Ia să focalizăm să vă arăt mai exact, uite, se vede, cât și în partea de sus. În cazul în care, să spunem că mugurele dumneavoastră recoltat depășește zona în care ați făcut incizia, puteți să veniți pur și simplu și să vă orientați unde este această incizie și să mai faceți o secțiune, de preferabil numai jos, exact cum se observă și aici, da? Îl fixați foarte bine în această zonă, da? Și cam așa trebuie să arate mugurele dumneavoastră, da? Deci să fie îmbinat pe cât posibil perfect, iar incizia respectivă să fie simetrică cu cea a mugurilor. După aceea, tot ce vă rămâne de făcut este să bandajați foarte bine această rană. Foarte important, nu folosiți bandă izolatoare, ca în cazul celorlalte specii, nu folosiți mastic. Folosiți doar bandă special pentru altoire sau bandă din folie alimentară, pentru că mugurile este foarte sensibil în această zonă. Eu folosesc folie alimentară, v-am arătat cum o procur, este, o găsiți în orice magazin, are o să dați banii pe ceva foarte, foarte scump și cu aceasta bandajați foarte bine zona mugurele. O să fie cam stângace procedura pentru că stau cu mâinile, țin și mâinile și telefonul în brațe, dacă aș putea spune așa, pentru a filma. Și trebuie să fac și acest proces. Foarte important este să ocoliți mugurele în momentul în care faceți dumneavoastră acest proces, da? Mugurele trebuie să fie oarecum protejate. Uite că s-a și rupt puțin aici. E mai bine să iau eu camera. Să fixez puțin și să vin în fața camerei să izolez așa cum trebuie, da? Pentru a putea vedea dumneavoastră mai bine. Sper că se vede. Așa. Și după cum observați, protejați pe cât posibil mugurele acela pe care l-ați folosit dumneavoastră în procesul de altoire. Pentru că se vede, dacă deviez, nu văd ce se întâmplă pe telefon. Să revenim. Focalizăm. Deci, cam acesta este tot procesul, da? Cam așa trebuie să arate altoirea la nuc. Acum, haideți să mergem în câmp și să facem o altoire propriu-zisă. Cana cu apă. Altoire după care vom recolta mugurii. O foarfecă pentru pomi. Cuțitul. Banda pentru altoire. Și portaltoiul propriu-zis. Un individ de 3 ani. De fapt, de drept sunt 2. O să renunț la unul dintre ei și o să-l altoiesc doar pe acesta, undeva pe tulpină. Foarte important, v-am spus că perioada de altoire este atunci când temperaturile noaptea sunt mult mai ridicate, peste 10-15 grade constant. Recoltați încă de pe acum altoii, puneți-i la frigider, vedeți videoclipul meu, păstrați-i până în acel moment. După aceea, pe toată perioada aceasta, sfârșitul mai 1 iunie până la 15 august, puteți să altoiți fără probleme nucii cu altoii pe care i-ați avut la frigider. Foarte important, metoda de altoire, așa cum am spus, cu mugurele, cum v-am prezentat-o, sau în scoarță. Nu folosiți altoirea în despicătură pentru că veți răni foarte tare portaltoiul, cât și altoiul și nu va da randament, nu se va prinde. Haideți să facem și altoirea în câmp, mai dăm câteva detalii pe care nu le-am prezentat mai devreme și după aceea ne vedem de treburile noastre, pentru că sunt sigur că veți reuși. Eu o să las puțin camera mai jos, chiar dacă nu mă văd eu foarte bine, pentru
a vedea mare ceea ce am făcut eu. Voi face același lucru pe care l-ați văzut mai devreme. Renunț la individul acesta, da? Și o să țin cont cam la 25-30 de centimetri deasupra solului, unde voi face altuirea propriu-zisă. Foarte important, spre deosebire de celelalte tipuri de altoiri, aici nu suntem nevoiți să secționăm portaltoiul, da? Păi lăsăm portaltoiul să tragă sevă cum vrea el, eventual îi tai doar o parte din această ramură, nu mă deranjează cu nimica, nu îl secționați total, îl lăsați și altoirea va fi făcută aici. Foarte important, ceea ce nu v-am spus, puteți altoi și nucii bătrâni, puteți face supraaltoiri, altoiri în coronament, acolo puteți folosi tehnica de altoire sub scoarță, faceți tăieri pe diametre mai mari, altuiți sub scoarță, în cap de altoire, dați cu mastic bandajați, același lucru funcționează. Noi azi facem altoire pe individ, așa cum se face în pepinieră. La fel, încep prin recoltarea altoiului, cu acele secțiuni pe care vi le-am arătat eu mai devreme. Da? Luăm și porțiune de lemn atunci când facem recoltarea mugrelui și imediat îl punem într-o cană cu apă pentru a împiedica oxidarea. Oxidarea poate avea loc foarte rapid, ceea ce va duce la insuccesul, dacă aș putea spune așa, al tehnologiei în sine. După care venim pe partea de tulpină și facem același lucru. Facem o incizie oblică și venim de sus în jos cu o secțiune în care la fel luăm atât parte de lemn cât și parte din stratul cojii, din stratul cambial, din basele conductoare, pentru că acesta este responsabil cu calosarea. După aceea nu ne rămâne decât să luăm mugurele, îl atașăm în această zonă unde am făcut noi incizia, la fel cum am făcut și prima dată. Dacă este nevoie, mai tăiem din el ca să acoperim exact zona în care a fost făcută incizia. Eu aici o să mai prelungesc puțin pentru că mi se apropie foarte mult de mugure. Așa. Secționez pentru o aliniere perfectă, după care bandajez. Așa cum am spus și mai devreme, nu folosiți bandă izolatoare sau mastic. El trebuie bandajat foarte bine, foarte strâns, pentru ca priza să fie una excepțională, una de calitate, între mugurele altoi și portaltoiul respectiv. Aveți grijă să nu își schimbe poziția în momentul în care faceți bandajarea, pentru că este foarte important să nu se întâmple acest lucru. Și iarăși la fel de important este să nu acoperiți mugurile. Sunt niște benzi speciale care vă permite să acoperiți și mugurile, dar eu zic că nu are rost să dați bani. Iar cu folia aceasta alimentară puteți bandaja extraordinar de bine zona fără să întâmpinați probleme. V-am spus de mugurile acela secundar pe care îl găsiți lângă cel mai dezvoltat. Există posibilitatea ca mugurile acela mai mare pe care le recoltați dumneavoastră uneori să se usuce, să nu vrea să prindă pur și simplu, dar va pleca cel mai mic de lângă el. Și de aceea este foarte, foarte bine să folosiți muguri din aceea cu mai mulți muguri secundari lângă el. Da? Am bandajat, luăm camera, vă arăt trei cuvinte de final, după care urmează să aveți succes. Uitați, cam așa trebuie să arate mugurile dumneavoastră pe care l-ați altoit la nuc, da? Dragii mei, în încheiere, singurul lucru pe care vi-l aș mai putea spune ar fi să vă îndemn să încercați. Încercarea moarte n-are, așa cum se spune la noi, nu s-a născut nimeni învățat. Prin practică, întotdeauna dezvoltăm abilitățile și avem șanse de reușită.
ceea ce vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să faceți. Așa cum v-am spus și în prima parte a videoclipului, nu cu altoirea nucului este puțin mai specială. Trebuie să respectați foarte bine ceea ce v-am prezentat eu și să țineți cont de aceste aspecte. Uneori poate eu nu dau toate detaliile sau poate îmi scapă anumite lucruri, mă puteți întreba în comentarii sau vă mai puteți documenta în mediul online. Dar în general, ceea ce vă prezint eu va duce la o rată de succes cât mai mare. Așa că luați ce aveți nevoie și mergeți și altoiți. Dar nu mai devreme de momentul în care temperaturile noaptea depășesc constant valoarea de 10 grade. V-am pupat!